fiți credincioși. Dă-mi slavă Lui Dumnezeu pentru această binecuvântată zi de împreună prăstuire a Preacuvioasei Maicii noastre, Luminosului de Paraschiv. Vă mulțumim tuturor, Părintele Ignace de la Mănăstirea Vard, pentru cuvântul înălțător, adânc și folositor, precum și frăților voastre, pentru răbdare și pentru dragoste. V-a adus Preacuvioasa la biserica pe care o crotește cu mult har și binecuvântare. Câteva anunțuri. Mâine suntem programați parohia Cuvioasa Parascheva Pierla 4 la monumentul Mama și Copilul. Câte două persoane, între ore 7 și 10, 14 și 18. Înscriu la lunări. Toate bisericile participă din oraș, toate cultele, iar mâine ziua de luni este toată ziua parohiei noastre. La zile pentru viață, acțiune caritatișoare la monumentul Mama și Copilul. Vreau să vă mulțumesc că ați îmbrăcat costume naționale, mulți dintre frățile voastre, nădăjduind că la anul poate și mai mulți, pentru că fiecare român trebuie să aibă un suflet, un costum național care se exprime sufletul românesc în toată puritatea lui. Vineri, de la ora 5, avem la fundație șezătoarea. Vă rugăm din suflet, sunteți invitați și vă rugăm să vă implicați, mămici, bunici. Avem responsabile învățătoarea Adelina Țânțaș, Anda Dragoș și Cristina Percea. Copiii învață lucruri de suflet care, pe mai departe, păstrează tradiția și mântuiala părinților și bunicilor noștri. Aduceți-i pentru că au mult folos. Apoi se vor face scrieri la meditații gratuite română, matematică, engleză, la fundații și franceză. Înscrieri la lumânări la Doamna Maria, se lasă număr de telefon, să programăm împreună profesori buni din orașul nostru, destoinici și foarte hotărâți, experimentați, vor ține gratuit aceste meditații. Apoi, solicităm o întâlnire cu părinții tine de parohie, vineri după șezătoare, pentru a demara școala familiei, cursuri practice pentru părinții creștini. Și în același timp, solicităm implicarea mirenilor în viața bisericii într-un mod mai vizibil. Fiecare cu ceea ce știe și poate mai bine să se implice pentru binele întregii comunități, acolo unde Dumnezeu i-a hărăzit să trăiască. Vreau să vă spun că s-a picat o încăpere la grădinița din Parcul Mare, că s-a fermecată, se va numi Clubul Micilor Creștini. Este o realizare deosebită, o bijuterie, am spune noi, unde copilașii din grădiniță, cea mai mare mulți din orașul nostru, vor desfășura activități educative religioase. Urmează sfințirea pe care o să vă anunțăm la timpul apropiat. Apoi, vreau să vă rog, formăm grupul de credincioși, Frăția Ortodoxă, oameni de suflet, pentru a face vizite la cei care sunt bolnavi și singuri. Am întâlnit de puține ori câte o soție la căpătâiul soțului moribund singură. Ar fi avut nevoie de cineva, de o încurajare, de o vorbă, de o rugăciune. Ne vom mobiliza și acolo unde vor solicita, vor fi prezenți. Nu trebuie să se simtă singuri. Biserica trebuie să fie prezentă în toate momentele vieții omului și mai ales în cele mai grele. Apoi, de Sfântul Mina, o să am invitat pe Părintele Benedict Vesa, secretarul mitropolitului nostru, care ne-a fost coleg la școala doctorală, un părinte de înaltă ținută morală și intelectuală. Puteți să vă închinați la sfârșit, pentru că a venit și Părintele Doru, preotul cel nou de la Penitenciarul Gherla, care a plecat la Deșta lui Dumitos la Gherla, dânsul va bibli la veșmântul Cuvioasei Parascheva, care a acoperit multă vreme veșmântul
acoperit moaștele întregi care cuvioase parascheva de la Iași, că l-am primit în dar de la Metropolia Moldovei. Acolo, alături de părticele de moaște de Mina și Sfântul Ioanus. Vreau să mulțumesc. În ziua de 4 noiembrie, la Sfânta Liturghie, avem ca invitat pe Părintele Nicolae Tănase din Valea Plopului. Va ține o conferință, pentru că se vor finaliza cele 4 zile pentru viață. Vă rugăm să vă implicați, să fiți prezenți la acest invitat de înaltă ținută, care este tatăl a peste 400 de copii orfani din țara noastră, de la care putem foarte multe lucruri învăța fiecare. Mulțumesc Consiliul Parohial, Comitetul Parohial, Corului, au pregătit sarmale bune pentru toți, femeile văduve din parohie invitate la masa care se ține la fundație și fiecare duminică nu uită, încercăm să trimitem o masă caldă și bună celor dragi, singuri, din parohia noastră, din comunitatea noastră. Fraților, a fost referendum care a rămas poate o rană pe sufletul multor români. A fost posită o cerere, însă nu trebuie să ne descurajăm. Lucrarea Dumnezeu cu acest popor nu s-a încheiat. Aproape 4 milioane de români fantastici, oameni de mare calitate, ne-au spus că trebuie să avem încredere în noi. După ture de insulte și umilințe date acestui popor, considerat înapoiat, că își păstrează tradițiile și normalitatea, cred că cel mai mare defect este neîncrederea românilor în ei înșiși. E prea lovit din toate părțile. Vrei să te ridici? Frate, uite-te la Enescu, Brâncuș, Mihai Viteazu. Vrei să rămâi jos? Uite-te în jur. La acești vieți semeni ai noștri, care se arată dușmani poporului. Dar acest popor va renaște din cenușă, pentru că încetul cu încetul se va trezi omul din fiară și nu fiară din om. Dacă ai un respect față de creația din jur, de ce faci război în neamul tău? De ce vrei să-i schimbi tradițiile și normalitatea? Asistăm cu răspunerea Sfințirea Bisericii la un proces de desromanizare și descreștinare. Europa se schilodește pentru că pleacă împotriva tradiției. Normalitatea ajunge să fie o problemă. Fenomenul globalizării este foarte periculos, când anormalul caută să devină normal. Țara aceasta parcă de mare destin. Cei de sus, vremele mici, se ocupă doar destinul lor. Destinul României trebuie să ne ocupăm fiecare în parte. Trebuie să refacem agricultura sufletească a acestui neam. Acum se lucrează foarte mult cu distrugerea structurii sufletești a acestui popor. Vă întreb și mai multe trebuie ne întrebăm, mai suntem în o țară cu adevărat? Sau o regiune europeană? România, cum spun unii părinți din Athos, a ajuns să fie o colonie condusă din afară. Dacă privim la acest popor, cel a ținut a fost credința. Noi suntem nemuritori atâta timp cât suntem legați de Dumnezeu, de Biserică, de cele sfinte. E adevărat că am dat un examen cu toții pe care unii poate l-au aplicat. Am văzut repădare de neam, de viță și de rădăcină românească. La oamenii la care nu ne-a fi așteptat. Dumnezeu este să ne-a sperit ca să vedem realitatea lumii ce ne înconjoară. Noi dorim o altă împărăție. Nu aparține doar aceste lumi. Vrem succesul. Că și nu s-a născut în stupiditate, în bucurie, în taina cămăriei. E adevărat că această votare a fost un barometru, un cântar bun. Însă cinste acelor preoți care și-au luat credincioasele, bătrânele de braț, s-au îndreptat spre locul de votare, doar să păstreze rânduiala sfântă
a strămoșii. Cinste călugărilor au lăsat liniștea chilia și mănăstirea și unii dintre ei pustia și-au coborât în lume ca să apere familia. Ei care n-au familie, ci preună biserică formează marea familie. Pe când alții, care ar fi trebuit să-și apere familia în care trăiesc, au neglijat, au nesocotit, s-au lăsat manipulați, socotind că fac joc unui partid sau unui vechi politician rătăcit și bolnav. Totuși, după referendum, în țara noastră, după 6-7 octombrie, există aproximativ 4 milioane de candele aprinse seară de seară, care veghează pentru țară, în afară de cele care sunt în biserică, la altar, în mănăstiri și catedrală. Pentru noi trebuie să fie o dădejde, că trăim în țara celor aproape 4 milioane de candele aprinse. Așadar, nu ne deși răzunit popor creștin, pentru că, spune cântarea, cu noi este Dumnezeu, înțelegeți neamul și nu plecați, căci cu noi este Dumnezeu. Vreau să mulțumesc Consiliul Parohial, Comitetul Parohial, tuturor care sunt de față și din alte parohii și să rămânem aproape de biserică. În vremea ce mai greu de biserică ne-a ținut aproape, precum o cunoștere sfântului, adunați în jurul meu. N-a trecut bine referendul, nu s-a desfășurat în două zile, și deja în Parlament a intrat parteneriatul civil, adică legalizarea concubinajului, care va fi și pentru persoanele de același sex. Va urma după aceea copilul și adopțiile. Nu, acum se face treptat. De aceea, de acum înainte, veți înțelege cei care nu ați scăpat, ce n-ați înțelege și acel n-ați împlinit. Eu doresc. Mitropolitul, când a fost săptămâna aceasta la festivalul Bucuria de a fi român, cu lacrimi în ochi, i-a spus teritor, părinții voștri i-au dezamăgit. Unii au înțeles greșit. Dar timpul va da răspunsul potrivit. Sigur că au fost presiuni din afară. Europarlamentari, pro-familie, au vrut să susțină public și au fost amenințați de europarlamentarii români ca amestecă treburile interne ale țării. De ce? Pentru că și Grecia și alții țări au zis, dacă trece referendumul și noi ne vom mișca, ne vom mobiliza, vom chema poporul la vot. Să rămână de legătura de bărbați și femei. Și era un pericol pentru mulți. Pentru bolnavii europei noastre. Ungaria, Polonia, Cehia, Slovacia și Bulgaria au dat o lecție frumoasă. Din timp, la noi de 3 ani, în vremea unui prim-ministru care era sluga lui Bolaru și care a amânat aceste referenduri din motive cunoscute și nejustificate, Iotin au amânat atât de mult încât poporul a fost sătul să audă cât de striga, cât de ea. Și n-a înțeles prea mult. Guvernul, politicienii ne-au trebuit. Au făcut ce i-a dictat Bruxelles. N-au ascultat de glasul poporului. Acum este vremea să le adunăm în lume. Nu urăm pe nimeni, îi iertăm pe toți, că trebuie să ne dea la iertare și el. Dar va trebui să trezească acest popor, să-și ia țara înapoi, să-și apere credința, familia, sărăcia, nevoie și neamă. Să fiți binecuvântați. Mulțumim, Părinte Arsenie, aici de față, pentru cuvântul frumos și adânc. Va primi un dar de spiritualitatea parohiei noastre, iar Părintele Ioru, apropiat de inimile noastre, îl rugăm să vă miliază acum la sfârșit, că mergi cu toții la sărmănuțele calde și bune că ne așteptăm. Vă mulțumim tuturor și nu despre deșteaptă de creștini. Amin.